Invitat neașteptat la un restaurant din județul Prahova, un urs a încercat să intre peste turiștii care mâncau liniștiți în local. Oamenii s-au speriat de animal și au verificat intrările în local pentru a se asigura că ursul nu poate pătrunde în interior. Mai apoi s-au liniștit și au început să glumească pe seama situației. Doar lasă mașina în pace. Băi, eu nu mă mai duc de aici. Am închis. Da. Că vine aici, mă. Uite-l aici, uite. Unde e, mă? Aici, uite-l aici. Haide, pana mea, că s-o urca pe ușă, mă. Incidentul a avut loc în Predeal. Turiștii s-au trezit cu un urs care căuta mâncare în fața restaurantului. Minute în șir, ursul s-a plimbat nestingherit prin parcarea restaurantului. Ba chiar a încercat să intre și în restaurant, însă nu a avut succes pentru că oamenii reușiseră din timp să încuie ușa. Din păcate, pentru el, ursul nu a găsit nimic de mâncat, așa că a plecat la fel de liniștit cum a venit. Nimeni nu a fost rănit în urma vizitei neașteptate, iar proprietarii de pensiuni și restaurante din zonă spun că astfel de vizite sunt tot mai obișnuite. De altfel, cu doar câteva ore înainte de acest incident, un alt urs a fost raportat în aceeași zonă.